Sâmbătă 9 aprilie, echipa de fotbal SCM Petrotub Roman a evoluat în deplasare pe terenul formației Inter Dorohoi într-un meci contând pentru etapa 19 a Ligii a 3-a de fotbal, seria 1. Deși au învins Inter Dorohoi pe teren propriu cu 6-1 în tur, fotbaliștii romașca nu au mai făcut o partidă la fel de strălucită în meciul de sâmbătă. SCM Petrotub s-a văzut condusă încă din primul minut de joc după golul marcat de Cope și au egalat prin Sofronie în minutul 34. Alte 5-6 ocazii clare de a înscrie nu s-au mai concretizat până la final, iar în ultimul minut de joc romașcanii au ratat și o lovitură de la 11 metri. Etapa viitoare, sâmbătă 16 aprilie, SCM Petrotub va întâlni pe teren propriu Atletico Vaslui.